După ce în 2 noiembrie s-a înregistrat cea mai mare incidență de cazuri de COVID-19 în județul Hunedoara, de 8,11 la 1000 de locuitori, aceasta a început să scadă treptat. Astăzi este a șaptea zi când cazurile de îmbolnăvire au scăzut, ajungând la 7,19, cu aproape 1% mai puțin decât în urmă cu o săptămână. Cu toate acestea, autoritățile rămân în alertă și urmăresc evoluția cazurilor. În acest sens, marți a avut loc o întâlnire a managerilor de spitale din județ cu conducerea prefecturii, a Direcției de Sănătate Publică și a Casei de Asigurări de Sănătate pentru gestionarea situațiilor de supraaglomerare a paturilor cu pacienți cu forme severe de COVID din urgențe și ATI. Numărul de paturi pe ATI la nivel județean a fost crescut odată cu deschiderea zilele trecute a secției de la Vulcan, iar pentru tratarea bolnavilor cu forme mai ușoare, după ce în județ au ajuns doze de anticorpi monoclonali, cei de la DSP au anunțat că în 11 și 12 noiembrie vor distribui în spitale 1246 de cutii de favipiravir. De asemenea, s-a discutat și despre stadiul lucrărilor de modernizare de la diferite unități medicale cu paturi, întrucât există și alte afecțiuni, nu doar SARS-CoV-2, în această situație fiind și Spitalul Județean de Urgență Hunedoara Deva, unde DSP derulează un astfel de proiect. Sebastian Meze, directorul DSP Hunedoara, crede că lucrările din acest proiect, la spital mai fiind și altele, se vor încheia în cursul anului viitor. Lucrările avansează acolo într-un ritm alert. S-a obținut anul acesta o finanțare foarte mare. Este cea mai mare finanțare din ultimii 6 ani, discutând de 20 de milioane de lei. Am fost și inclusiv împreună cu domnul prefect și am verificat stadiul lucrărilor acolo. Constructorul avansează pe mai multe nivele. Am primit asigurări că suma alocată va fi executată în proporție de 100%. Și dacă toate lucrurile evoluează bine, noi sperăm ca la anul să închidem acest șantier, tot ceea ce înseamnă de reparație capitală, pentru că mai sunt și alte investiții acolo la spital. Fiecare îmbunătățire și fiecare construcție nouă sau amenajare nouă, de fapt, aduce un plus valoare pentru cetățenii județului. Legat de spitale, conducerea prefecturii a cerut directorilor acestora să depună proiecte pentru investiții și modernizare, în contextul în care, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, cea mai mare parte a sumei alocată de organismele europene va fi direcționată către sistemul sanitar. În plus, o parte din fondurile necesare acestor tipuri de investiții poate fi solicitată din fonduri guvernamentale. De asemenea, în cadrul întâlnirii, directorii de spitale au mai prezentat și soluții găsite pentru rezolvarea deficiențelor constatate ca urmare a controalelor desfășurate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Hunedoara în perioada 5 octombrie-2 noiembrie, privind asigurarea în spitale a condițiilor de securitate la incendiu.